24 Constanța se află astăzi domnul Adrian Țapluc, este candidatul PNCCD la Consiliul Județean Constanța. Bun găsit, ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, domnul Ceacă, mulțumesc pentru invitație. În studioul nostru se află și domnul Codruț Burdujan, este candidatul PND la Consiliul Județean Constanța. De asemenea, ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc, bine m-am găsit. Alături de noi se află astăzi și domnul Constantin Nițe, candidatul PMP la Consiliul Județean Constanța. Bun găsit de asemenea, suntem onorați că sunteți alături de noi. Bună ziua, bună ziua telespectatorilor noastre. Domnule Țapluc, vă întreb direct, ce le propuneți concret constanțenilor, de ce candidați la Consiliul Județean, de ce vă doriți un astfel de mandat? Domnul Ceacă, după 12 ani, PNCCD Constanța reușește să depună o listă completă de 47 de consilieri la Consiliul Județean. Este un lucru extraordinar pentru noi, pentru că constanțenii și în special cei din zona rurală din județul Constanța trebuie să știe că PNCCD-ul continuă lupta cu partidele mari corupte și îi vor reprezenta dacă vom fi votați cu cinste în Consiliul Județean. Ne dorim sau ne propunem ca intrați odată, intrați în Consiliul Județean, să fim reprezentanții, cum am spus, zonei rurale. PNCCD-ul trebuie să devină Partidul Țăranilor, ceea ce asta avem în principal în programul nostru, și vom încerca să ajutăm prin proiecte comunitățile din zona rurală, în principal. Domnule Burdujan, de ce vă doriți să fiți consilier județean? Ce le propuneți constanțenilor și ce ar trebui să știe că scrie interesant în CV-ul dumneavoastră? Vă rog. Este o continuare a modului de a protesta în anii anteriori împotriva acestor partide penale. În timpul manifestațiilor am făcut un grup la Constanța, se numește grupul de la Harta Mozaic, unde am decis să implicăm cât mai mult tineretul și societatea civilă în lupta politică. Este o luptă radicală, suntem o opoziție totală cu vechile partide. Încercăm să schimbăm această societate și nu mai avem nicio speranță de la nimeni. Și atunci am decis să ne implicăm noi în mod direct. Ca jurnalist am avut și ne-am întâlnit în teren în ultimii 18 ani, Marian. Cunoaștem realitățile din acest județ, nu mai inventăm noi chibritul acum. Mesajul nostru este fără amnistie, toți la pușcărie, să terminăm odată cu aceste partide penale care timp de 26 de ani nu au făcut decât să distrugă acest popor și această țară. Trăim într-un județ depopulat, lovit de sărăcie, corupție și interese de partid. Vorbim pe parcursul emisiunii despre toate aceste probleme. Domnule Nițe, de ce vă doriți să fiți consilier județean? Ce vă recomandă pentru un astfel de post? Nu pot să vorbesc numai în nume propriu și dacă mă refer la mine, mă recomandă pregătirea. Sunt licențiat în științe administrative și am deținut și un management în cadrul instituțiilor publice. Așa cum știți, Partidul Mișcarea Populară este un partid tânăr, doar de 2 ani acționează pe eșchierul politic. Dacă fac referire doar la echipa din Constanța, vă pot spune și spun telespectatorilor că avem o echipă foarte competentă din punct de vedere profesional, din punct de vedere al cunoștințelor, care își propune, printre altele, deci modernizarea de școli, învățământ civilizat, își propune un program de descentralizare pe domeniul administrativ și județean, în așa fel încât cetățenii din localitățile care, din cadrul județului nostru, să nu mai fie plimbați pe drum de unde și-au domiciliu către Consiliul Județean pentru anumite probleme. Ce înseamnă, de fapt, descentralizarea despre care noi vorbim? Vom face presiuni, vom face toate diligențele pentru ca cetățenii să-și obțină autorizațiile de construcție. Mulțumesc! Continuăm cu discuția puțin mai târziu. Care este cea mai mare problemă a județului, în opinia dumneavoastră, domnule Țapliuc, în momentul de față? În cea mai mare problemă a județului, în opinia mea și în opinia partidului meu, este că oamenii sunt foarte săraci. Sărăcia este extremă. Avem zone chiar, o să spun, pauperizate și au ajuns în situația aceasta pentru că
primarii, în funcție din localitățile respective, nu le oferă alternative, nu muncesc pentru cetățenii de acolo, nu caută să atragă investiții, să încerce să le dea o ocupație în comunitatea respectivă. Dar avem soluții în momentul de față pentru eradicarea sărăciei? Păi, bineînțeles că avem soluții. Avem soluții prin accesarea de programe cu fonduri europene. Sunt foarte multe programe pentru zona rurală și pentru zona urbană. Acum au demarat. Problema că la noi nu se dorește. Nu se vrea. Asta e marea problemă. De ce să nu-i ținem săraci, să-i ținem cu ajutoare sociale foarte mulți? Pentru că din 4 în 4 ani suntem siguri că ne votează. Asta e problema județului. Eu merg toată ziua în județ, că suntem în campanie electorală și am mers și înainte de campanie pentru că vreau să mă întăresc cu organizațiile. Este nenorocire ce văd în județ. Deci sunt localități comune cu primari de 3-4 mandate. Nu vă vine să credeți. Pot să dau exemplu Independența și alte comune în care sunt într-un... Practic zici că ești de... Vin apoi în perioada fanariotă acolo. Nu există drumuri, mizerii la marginea satului, gunoaie. Am făcut niște filmulețe, păcat că trebuia să vin să vă prezint, să vedeți. Este groaznic. Dar acel domn primar, a nu știu câta oară, își dorește din nou să iasă primar. Îi minte pe ăștia de noroc și eu sper că acum țăranul român să-și revină și să nu mai voteze cu asemenea oameni. Acel domn primar nu se află în studio ca să vă poată răspunde. Domnule Codruț Burdujan, vă rog să ne spuneți ce trebuie modificat în opinia dumneavoastră cu prioritate în județul Constanța. Categoric avem primul factor care ne afectează este corupția. Deci sub toate aspectele trebuie să depolitizăm instituțiile, să scăpăm de acești penali pe care îi vedem în fiecare zi luați prin dubele DNA-ului și plimbați prin procese și ne întrebăm cum facem să recuperăm miliardele furate. Da? Problema principală care derivă din corupție este sărăcia. Avem nevoie de investiții. Am purtat discuții în această scurtă perioadă în care m-am implicat politic. Partidul Național Democrat vrea să vină cu soluții concrete, nu doar cu promisiuni. Suntem sătui de acel zăhărel, de acea mașină de vot care ne minte și ne prostește de atâția ani. Românii nu mai au nevoie de promisiuni, trebuie să vorbim pe date concrete. Avem nevoie de investiții în județul Constanța pentru acești tineri care termină 7 facultăți și care rămân să moară lângă părinți în același apartament. Nu au case, nu au viitor, nu au nimic. Rămân să se ducă să lucreze ca sclavi în Occident. Bun, pentru asta avem nevoie de investiții. Noi, Partidul Național Democrat Constanța, am purtat discuții deja cu investitori. Avem foarte mulți investitori sinceri și direct interesați din Turcia pentru că ei ne pot produce... Ne puteți da un exemplu de investiție care ar urma să aibă loc în județul Constanța? Da, vă explic și rațiunea. Sunt companii mari din Turcia care nu pot, care au dificultăți în a exporta în Uniunea Europeană și care au tot interesul să dezvolte aceste afaceri la noi în județul Constanța. Avem o infrastructură extraordinară. Putem să facem navigații, putem să facem comerț, putem să facem industrie. Dumnezeu ni le-a dat pe toate. Nu au putut și i-am întrebat de ce nu ați investit până în prezent. Mi-au spus în momentul în care am ajuns în Constanța ni s-a cerut șpagă. Asta este problema. În momentul în care vom termina cu corupția, vom avea și aceste investiții și vom avea și speranța unui viitor măcar decent. Domnule Nițe, la ce capitol stăm cel mai rău în momentul de față în județul Constanța? Cred că după consultările care le-am făcut în viitor și după ce am tratat echipa al Mișcării Populare, aș putea să spun că stăm destul de rău la infrastructură, stăm destul de rău la anumite segmente de ceea ce înseamnă de fonduri funciare, stăm rău la ceea ce înseamnă prioritățile în unele comune și sate. Mă refer aici la darea în folosință a unor terenuri și la darea în folosință a izlazurilor, unde presiunea este foarte mare din partea primarilor și a coaliților locali, în așa fel încât nu beneficiază acele persoane care au într-adevăr nevoie și au animale în susținere și beneficiază o altă clientelă. Noi ne propunem, de exemplu, prin programul nostru, să facem o transparență totală în obținerea de contracte, în ceea ce privește lucrările pe plan județean. Avem un program de suflet pentru cetățeni pe care eu încerc să-l promovez de câțiva ani, adică înființarea unor cooperative de tip european.
ceea ce la noi în România, ușor, ușor, doar asta toamnă am auzit prin Ministerul Agriculturii că ar fi o vagă idee. Deci ce se întâmplă? Cetățenii de la sate și de la comune trebuie să știe, pentru că nu mai pot să funcționeze ca și până acum. Este greu de unul singur să rezolvi problemele, este greu să-ți vinzi marfa, este greu să-ți crești animalele, însă noi, prin specialiștii noștri, îi vom susține în absorbția de fonduri europene și în construirea acelor cooperații de mici dimensiuni. Să nu creadă cineva că facem referire la cooperațiile din perioada 89. Nu. Aceste cooperații poate să fie de la 3 la 10 la 15 membri. Avem exemple. Undeva pe la Zalău avem o cooperativă de genul ăsta care funcționează și care are un profit enorm pentru România și cu care localele și care au înființat se mândresc. Ei, noi vom sta la dispoziția tuturor cetățenilor din județ, cei interesați, până la, deci pe programe, pe dimensiunea aceasta, până când vor putea absorbi acele fonduri necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm discuția cu domnul Adrian Țapliuc. Cum vedeți în momentul de față dezvoltarea județului și vreau să ne spuneți dacă PNTCD are un program în acest sens? Da. PNTCD-ul susține un lucru foarte important. O gândire a unei noi reorganizări teritoriale. Adică sunt prea multe comune, prea multe unități administrative. Ele pot fi comasate, prin comasarea lor diminuăm substanțial personalul din administrațiile respective, pot accesa mai ușor fonduri, nu mai trebuie să susținem atâtea primării și atâția primari și atâția subordonați care sunt acolo și lucrează în primării respective. Deci noi considerăm că ar trebui aceste primării, pe fiecare cu specificul lor, unite și 3-4 primării să devină o singură primărie ca să putem să ușurăm, să diminuăm toate cheltuielile, se vor diminua. Ca și susținere de, pentru zona asta rurală, noi ne dorim și susținem celula de bază a unei economii puternice, este gospodăria țărănească. Din păcate, nimeni nu mai încearcă prin programe, prin tot felul de proiecte să-l mai ridice puțin pe țăranul ăsta român. Trebuiesc creat tot lanțul ăsta cinematic, adică n-au depozite unde să se poată colecta produsele lor. N-au o rețea de desfacere ca să poată să-și desfacă produsele. Vin aici la Constanța și sunt luați pe sus de toți samsare ăștia de produse. Ăștia cumpără foarte ieftin și vând de 4-5 ori produsul lor. Deci este o mafie groaznică a acestei produse agroalimentare. Domnule Bordujean, de ce județul Constanța nu s-a dezvoltat într-un ritm mai accelerat? Poate ne și spuneți ce ne-a lipsit? Nu știu, poate banii au fost cei ce au lipsit sau poate nu am avut o viziune. Vă rog. Cu riscul de a mă repeta, principala problemă a fost corupția și politizarea instituțiilor. Am avut de-a face doar cu mafii politice, cu echipe infracționale care s-au transformat, care au luat firma unor partide politice. Încă o dată, actualitățile și jurnalele pe care le difuzați vin în sprijinul a ceea ce susțin. Principala problemă a județului este corupția. A doua care derivă este lipsa de perspectivă a cetățenilor. Avem apa mai scumpă decât în Sahara și nu este o exagerare, este o statistică concretă. La o simplă căutare pe internet puteți să vă convingeți. Localitățile are soluții pentru aceste probleme? Categoric. De față aveți categoric. Un program. Spargerea monopolului acestor instituții care au devenit un fel de anexă a PSD-ului, Raja, Radet, CET, preț mai ieftin la utilități pentru că omul să poată să trăiască decent, racordarea la gaze, pentru că în 2018 vom începe extracția din Marea Neagră, investiții majore pentru ca acești oameni să aibă unde lucra. Vorbeam despre sate. Păi în sate nu mai avem agricultură. Oamenii nu mai au unde să-și adapte vitele. Avem 175.000 de hectare care sunt în pârloagă, iar oamenii își văd terenurile vândute de către aceste administrații unor străini și vitele au ajuns să bea apă din ochiuri cu apă stricată. Ne propunem inclusiv pentru acest țăran să aibă islazuri, să aibă locuri de adăpare a animalelor, să poată să trăiască decent.
Vorbim pe de altă parte de o reevaluare a politicii de retrocedare a terenurilor confiscate prin forță de comuniști. Noi vorbim despre viitor în condițiile în care suntem legați umbilical de PCR, pile, relații și cunoștințe. Am văzut câte scandaluri au fost în orașe cu aceste retrocedări, parcuri distruse, blocuri private ridicate, iar la țară stăm și în continuare victimele comunismului, stăm să ne târâm prin tribunale pentru a ne lua ceea ce ne-au furat comuniștii cu arma la tâmplă. Domnule Nițe, PMP-ul are un program de dezvoltare al județului în momentul de față? Da, pot să susțin acest lucru și vreau să vă spun că cei interesați și după campania electorală, dacă noi vom obține un scor atât cât credem noi, ne vom implica foarte activ în dezvoltarea județului. Vorbeam mai înainte de transparență. Ce înseamnă asta? Adică la noi totul va fi transparent ca fiecare cetățean să vadă ce s-a contractat, unde se duc bani, sub ce formă să investesc. Dați-mi voie că vorbea colegul aici de niște depozite. Deci echipa PMP, prin consilierii pe care i-a propus, își propun să aducă în discuție și să facă toate demersurile pentru crearea la nivel județean a unor mari depozite de colectare. Prin programul ăla de cooperație care eu vă vorbeam, ne permite să colectezi pe o rază de 5, 6, 7 comune, dacă e cazul, să colectezi toate produsele de la cetățeni, în așa fel încât prin acel depozit să faci contracte cu marile lanțuri de magazine. Prin asta noi promovăm producția autohtonă. Niciodată nu o să poată să-și vândă un simplu cetățean cantitatea mică de produse să o vândă sau să-i o preia un lanț de magazine. Nu, dar prin aceste depozite e permisă și mișcarea, adică ai voie să colectezi, ai voie să vinzi, ai voie să faci anumite manevre în interior. Lucru pe care pe cetățeanul român îl va ajuta foarte mult. Domnule Țaplic, continuăm discuția pe domeniul agriculturii. Vreau să ne spuneți ce se poate face pentru agricultorii din județul Constanța și pentru agricultura de la Malul Mării. Vă rog. Județul Constanța este un județ favorizat datorită faptului că aici avem un cernozion foarte bun. Asta e un lucru extrem de important. Da? Acest pământ, dacă știm cum să-l lucrăm și, mă rog, cu specialiști, tot ce înseamnă în ramura asta agricolă, putem scoate chiar și trei recolte pe an. Din păcate, există acești administratori, asociații, să zic, foarte mari, agricole, care cumpără ieftin de la țărani, țin recolta în depozite și așteaptă să crească prețul și ei se îmbogățesc foarte mult pe jocul ăsta de preț, de vânzare, de cumpărare-vânzare. De aceea trebuie gândit un sistem de microferme, să găsim posibilități ca și țăranii ăștia mai nevoiași să poată să-și vândă produsele, să poată să vină către oraș, către zona urbană cu prețuri foarte bune ca să poată să-și vândă aceste produse și să, bineînțeles că trebuie să, știu că a existat un program de susținerea irigațiilor în județ. Este o problemă foarte grea, faptul că noi avem acele de pe timpul comuniștilor, acele canale de irigații care nu le mai folosim. Am putea avea o și mai bună agricultură dacă am avea terenurile irigate. Din păcate, nu se investește în infrastructura agricolă, lucru care, mă rog, nu e în regulă, da? Domnule Bordujan, irigațiile, într-adevăr, ne lipsesc din județul Constanța. Irigațiile înseamnă bani. Ce se poate face? De ce au dispărut aceste irigații și cine le-a distrus? Cine răspunde pentru tot acest dezastru? Cine a împărțit această moșie după propriul chef și după propriile interese? Vorbim de câteva partide principale, da? Despre care am spus anterior că s-au constituit în adevărate mafii infracționale. Și astăzi au tupeul să vină în fața noastră și să ne mintă iarăși. Pentru alți 4 ani,
că vin cu soluții. Nu există aceste soluții. Singura soluție... Să înțelegem că nu aveți soluții, nici dumneavoastră. Ba da, noi avem soluții, tocmai asta spun, dar soluția principală este să eliminăm această corupție. Restul, nu inventăm noi chibritul, repet, sunt soluții logice, sunt ușoare, care decurg din necesitățile pe care le vedem toți. Agricultura trebuie să fie favorizată în sprijinul constanțenilor, a dobrogenilor, da? Acești producători trebuie să aibă șansa să-și vândă aceste produse. Ne-au umplut județul cu moluri. Pe ce interese, pe ce... Așa le vedem iarăși în scandalurile de corupție. Și țăranii îi vedem că ajung să-și vândă produsele în fața curții. De, și iar pe, în Constanța sunt vândute de fel de fel de geambași care n-au pus în mâna lor, în viața lor, mâna pe o lopată sau să cultive ceva. Trebuie să îi protejăm pe acești oameni și să încurajăm munca și nu parazitismul. Leniție, ce program aveți în acest domeniu al agriculturii? Vă rog, ce se poate face? Repet, avem un program foarte bun pentru agricultură, deci cetățenii trebuie să aibă încredere în noi, că avem și specialiști și chiar dorim să dezvoltăm la nivel de Constanța domeniul agricol. Aș vrea să revin puțin la ce vorbeam înainte, am ceva de completat. Scurt, vă rog. Foarte scurt o să fiu. Deci, în Constanța, județul Constanța este un județ, unul dintre cele mai bogate județe. Avem tot ce ne trebuie. Însă, administrarea a fost foarte proastă. Adică, banii s-au risipit la clientela politică în loc să se ducă acolo unde trebuie, în investiții. Se vede. Avem cazuri N. Dacă vedeți, o luați de la vârful Consiliului Județean și până la cel mai mic, indiferent că vorbim de primărie, că vorbim de Consiliul Județean, acolo să regăsesc. Adică, orice poți să găsești, numai lucrurile limpezi nu le poți. Pentru că nu ai acces. Ei, ce o să facem noi? Noi, prin programe și prin susținerea noastră, încercăm să limpezim lucrurile, încercăm să reașezăm pe făgașul lor normal, așa cum trebuie să facă o administrație. Avem oameni pregătiți, avem programe, avem totul la dispoziția cetățeanului, numai dacă cetățenii din județul Constanța și din municipiul Constanța vor înțelege că se impune schimbarea. Dacă nu, rămânem cu ele și o să vedem ce facem cu ele mai pe viitor. Domnule Țaplu, cât de mult investește în momentul de față Consiliul Județean în cultură? Și ce se poate face în acest domeniu? Vă rog. Până să vă răspund la cât de mult investește în cultură, că nu investește, trebuie făcut ceva și schimbat acest management defectos de la Consiliul Județean. Trebuie făcut ceva și comasate cumva atât de multe, aceste multe direcții care sunt în subordinea Consiliului Județean, fiecare direcție cu organigrama lor stufoasă, cu tot felul de director, nu știu, sunt N direcții. Deci trebuie făcut ceva și comasate ca să nu mai fie atât de multe. Trebuie diminuate cheltuielile, da? După aceea, trebuie o transparență totală la licitații. Știm foarte bine, toți știm că licitațiile sunt trucate. Toți știm că li se impunea primarilor firmele care trebuiau să câștige, să construiască, să repară, să facă infrastructură în zona respectivă. Lucrurile astea trebuie eliminate. Da? Deci, transparență în licitație. În ceea ce privește, și mai e un lucru care mie mi se pare destul de ne la locul lui acum, pe ultima 100 de metri au fost evaluați toți managerii de direcțiile din subordinea Consiliului Județean. De ce? Ca să poată să îi fixeze pe posturi cei care vin să nu mai poată să le facă nimica. Mulțumesc. Cum a gestionat Consiliul Județean instituțiile din subordine, instituțiile de cultură? Vă rog. Dezastruos. Și-au bătut joc. Ce se poate face, evident? Am văzut situația de la Danovski, am văzut cum au tăiat inclusiv din orhestră. Nu mai stau acum să mai fac această descriere plastică. Artiștii noștri mor de foame. Dau un exemplu. Artiștii de la Teatrul de Păpuși. Corul Armonia a luat locul, medalia de aur în lume. Avem atâția oameni valoroși în județul acesta și sunt umiliți și puși să se prostitueze pe salarii de mizerie. Mă refer la salarii. În sensul acesta, umiliți cu joburi de mizerie în loc să-și pună în evidență valoarea și talentul care l-a dat Dumnezeu. În primul rând, avem turism. Toți acești artiști ar trebui, pe perioada sezonului, care ar trebui prelungit într-o strategie de turism, prin pachete, la îndemâna fiecărui român,
Nu? Toți acești artiști ar trebui să găsească în județul nostru o șansă extraordinară de venituri. În al doilea rând, avem turismul religios care trebuie dezvoltat. Nu turismul sexual la care se referea Radu Mazăre. Nu, turismul religios. Pentru că vin străini aici și vor să vadă viața monahală. Vor să... Nu avem nici măcar o rută. M-am dus la Peștera Sfântului Andrei. Nici măcar plăcuțe, nici măcar obiecte de artizanat pe care să le vândă românii. Pe lângă chestia asta, aș vrea să mai adaug, este vorba, care din punctul meu de vedere este legată de cultură, de cunoașterea adevăratei istorii. Nu avem un traseu al suferinței și al genocidului comunist în Dobrogea. Au murit oameni la canal, au murit oameni peste tot. Vorbim despre cultură, să începem prin a ne cunoaște, în primul rând, mulțumesc, istoria. Vă rog, ce se poate face pentru cultură? Pentru cultură, în primul rând, adică aici este un program vast. Se pot face foarte multe lucruri, dar nu poți să vorbești de cultură dacă nu începi cu învățământul. Atâta timp cât învățământul la nivelul județului Constanța este aproape dezastruos, nu se poate vorbi de cultură. A fost o inițiativă a președintelui nostru, domnul Claudiu Palas, pe când era prefect, pentru a salva câteva obiecte de cult și a reușit, printre care a reușit să se salveze de la vânzare cazinou. Și vedeți în ce situație, de aceea noi prin programul nostru ne-am propus prioritar modernizarea sistemului de învățământ, modernizarea școlilor și după aia putem vorbi și de cultură, putem vorbi de un mediu civilizat în care să trăim și să ne creștem copiii. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, seara excelentă, ne revedem și mâine începând cu ora 17:35. Până atunci, toate bune, numai bine!